Lucrările la unitatea de primire urgențe din cadrul Spitalului Sfântul Spiridon vor continua până luna viitoare. Conducerea unității speră ca în câteva luni să ducă la bun sfârșit toate proiectele. De-a lungul timpului, pacientul cu politraumă a ridicat cele mai mari probleme, motiv pentru care investițiile sunt axate pe acest compartiment. Din suma totală de 14.211.000 de lei, pe care vă spuneam că la rectificare bugetară a acordat-o Ministerul Sănătății Spitalului Sfântul Spiridon, suma de 500.000 de lei reprezintă rest de finanțare pentru finalizarea unității primire urgențe. Practic, lucrarea este în plină desfășurare. E adevărat că la ultima noastră întâlnire am spus că undeva la sfârșitul lunii august va fi gata. Au intervenit și niște lucruri neprevăzute, faptul că a trebuit să lucrăm simultan, adică să facem transferul din vechea locație către cele două spații deja amenajate. În partea cealaltă unde se lucrează există și aparatul de radiologie, un lucru care trebuia luat în calcul pentru că aparatul fiind acolo, muncitorii trebuiau să lucreze cu aparatul mergând, deci lucrurile un pic s-au încetinit și în această cauză. În cursul săptămânii, clinica de dermatologie din Tătăraș va fi transferată în policlinica spitalului, iar în primele luni ale anului 2016, clinica de chirurgie plastică și reconstructivă va fi mutată într-un spațiu mult mai mare. În cadrul aceleiași finanțări am primit un aparat de radiologie, a cărui valoare este de 921.000 de lei și face parte tot din finanțarea mare de care vă spuneam. Procedură de licitație efectuată în publică, în SEAP, sistemul electronic finalizare, câștigător desemnat, aparatul va fi adus și montat până la sfârșitul lunii octombrie. În perioada următoare se va organiza un concurs pentru ocuparea 27 de posturi de medici.